Așa, dar de joc pornim treaba. Cu fetele de clasa a 5-a. Începem în mod tradițional, nu? În mod tradițional, adică Ștefania cu lecția ei și până trece și lecția lui Cristina. Gata. Deci tema pentru a doua zi. Deci, tema pentru pentru acasă, clasa a 5-a. Da, clasa a 5-a. Mă scuzați, caut pentru calculatoare. Da, nu este nimeni acum. Am înțeles. Nu este nimeni. Au un program până acum? Sau? A fost, dar nu l-am mai găsit pe nimeni. Am înțeles. Da, deci am înțeles. Bine, am înțeles. Bine, la revedere. Deci tema pentru asta se clasă clasa A. O să-i Ștefania, te rog. 1. Aflați divizorii lui 15. Aflați divizorii lui 15. Mai scurt, de 15, da? Da, și determinați numerele naturale x, fiind că 15 este divizorul lui x plus 1, în paranteză. 15 este divizorul, 15 îl divide pe x plus 1. Da. Așa scris, nu? Nu, 3 puncte. 15 se divide atunci. Se divide. Așa spui. Da. 15 se divide la x plus 1 și află pe x, da? Da. Are care sunt divizorul 15? Păi, ca să-i aflăm, putem să facem... Descompunere? Da, descompunere. Deci, să descompunem pe 15. Prin cât merge 15 repede? Prin 3. Prin 3, 3 sau 5? 3? Da. 3 și rămâne 5? 3. Da, și 5 și 1. 5. Deci, 1 și 3, 5, 15 și 1. Da. Deci, sunt 1 și 15. Sunt cei improprii. Nu? La care adăugăm pe 3 și pe 5. 3 și 5. Iată că am găsit toți divizorii lui 15. Și acum să găsim 15 la 5 se divide. Care 15 la 5 se divide? La 1, la 15, la 3 și la 5. Da, și trebuie să... Deci înseamnă că x plus 1 egal cu 1. Da. Sau x plus 1. Deci x plus 1 ăsta este unul dintre elementele mulțimii, că apropo de mulțime, că știm acum așa, aveți limbaja mulțime. Deci x plus 1 este odată, care ar fi? X plus 1 este odată egal cu 1. Da? X plus 1 egal cu 1. De unde rezultă x egal cu 2? De unde rezultă x egal cu? 0. Că x plus 1 nu e egal cu 1, x egal cu 0. Apoi, x plus 1 este cât? Ștefania, 15. Putem să luăm. Dacă vrei în ordine, dacă nu e nicio... Nu, da, așa. Egal cu 15. Da. Rezultă? X egal cu 14. 14. X plus 1 egal cu celălalt divizor cu 3. Cu 3. Și înseamnă că X egal cu Ștefania cu... X egal cu 2. Da. X plus 1 egal cu 5. 5. Rezultă că X egal cu 4. Deci, încă o dată, aflați divizorul de 15, am aflat, și pe urmă, cine, cât este x încât 15 să se divide la 15 se divide la divizor. Da. 15 se divide la 1, la 15, la, da? La 3, la 5, și atunci x plus 1 trebuie să fie 1, 15, 3 și 5. Da. Mai departe? Punctul 8. Da. Determinați numerele naturale x, știind că x plus 1. Deci aflați x. Da. Aflați x știind că x plus 1 se divide
la 14. X plus 1 se divide la 14. Așa? Da. Așa e scris? X plus 1 se divide? Da, așa. Și 12. Și în același timp, da? Da. Și 12. Este mai mic sau egal decât X. Mai mic sau egal decât 100. Așa. Deci, să aflăm pe toți, pe toate acele valori ale lui X, încât, înlocuind aici, să se divide la 14. Ați putea să-mi dați un exemplu, adică cu totul, cât să fie acesta, cât să se împarte exact la 14. Dați-mi un exemplu de paranteza asta toată, cât să fie asta, încât să se împarte la 14. 54 de gândi. De ce? 54 se împarte la 14? Da. Nu primul care se împarte la 14. 14. A, că da. 14 se împarte la 14. Deci, da, a venit 13 plus 1, 14. Bun, ia-ți toată paranteza. A. Deci, X plus 1 poate fi toată 14, în primul caz. Deci, am avea o primă variantă. X plus 1 egal cu 14. Rezultă de aici că X egal cu 13, da? Da. Că dacă X plus 1 e 14, X egal cu 13. Da. Întrebarea este, se încadrează de la 12 încolo, până la 100? Păi, da. Este. Deci, e adevărat. Asta este bun. Îl subliniem. Este un număr corect, fiindcă aparține. De unde începe? De la 12 puncte, puncte până la... Deci corect este să spunem așa, că 12 e mai mic egal decât 13, mai mic egal decât 100. Adică este număr corect plasat aici, în zona asta. Dați-mi exemplu de următorul număr care se împarte exact la 14. Cât să fie paranteza asta, încât să se împarte exact la 14? E vorba de un multiplu de 14. Multiplu. Păi multiplu de 14, ca să împartă exact. Hai să vedem. Ce? Multiplu? 28. 28, foarte bine! Că 28 se împarte la 14. Deci, o altă variantă este x plus 1 egal cu 28, de unde rezultă că x egal cu 27. Iar 27 se plasează aici. Adică putem spune că 12 e mai mic decât 27 și mai mic decât 100. E foarte bun. Bine. Un alt element. Altul. O altă variantă. 32. X plus 1 să fie? 32. 32. Adică cum ai gândit aici? La 28 ai mai adăugat un 14. Da, și de 42. Cu 8 și cu 4, 12. Da, 42. Corect. 42 și atunci x egal cu 41. Acolo, x plus 1 egal cu 42, deci x egal cu 41. Și se plasează, e bun și ăsta. 12 mai mic egal decât 41, da? Și mai mic egal decât 100. Bun, foarte bun. Altă variantă, x plus 1. 56. Cum ai făcut? La 42 mai adăugat 14. Da. Și rezultă că x egal cu 50 x plus 1 egal cu 56. De unde x egal cu? X egal cu 55. Sigur că da. E bun și ăsta? Da. Da. Cu adevărat bun, pentru că se plasează 55 între 12 și 100. O altă variantă, x plus 1 egal cu 70. 70. Da. Încă un 14, da? 70. Adică x ar fi egal cu 69, nu? Dăm unul deoparte. Da. E bun și ăsta? Da. E adevărat. 12 se cuprinde între cine? Între 12 și între 69 e cuprins între 12 și 100. Alte variante. 84. X plus 1 egal cu 84. De unde rezultă că X-ul va fi egal cu 83, nu?
Și este și el bun, de acord cu asta, 12 mai mic decât 83 și mai mic decât 100, este cuprins, se trășește și ultimul 98. Și ultimul x plus 1 egal cu 98, care mă conduce spre x egal cu 97, nu? 97. Da. Adică, într-adevăr, 12 e mai mic egal decât 97, care e mai mic egal decât 100. În concluzie, care sunt x și pe care i-a cerut autorul? Ce zice el așa? Aflați pe x, aflați pe cx, știind că x plus 1 se divide la 14. Deci, faptul că se divide trebuie să fie multiplu de 14. Adică să fie 14, 28, cât am mai zis, 42, nu? Da. Și așa mai departe. 28, 42, 56, 70, 84, până la 98. Și de acolo am găsit pe x. Foarte simplu, foarte clar, e găsit eu. Altul? Da, punctul 9. Da. Arătați că produsul la două numere naturale consecutive se divide cu 2. Iar mai e cu de asta. Nu-mi plac deloc asta. Arătați că îmi plac. Îi zică contra acolo. Da? Eu aș putea să iau două numere consecutive. Hai să luăm. Arătați că produsul la două numere naturale consecutive se divide cu 2. Cu 2. Adică ce deci produsul a două un număr se consecutive. Da, se împarte la 2. Trebuie să arătăm că unul mulțit cu celălalt care de după el. Da? Deci un număr mulțit cu celălalt de după el se împarte exact la 2. Dați-mi un exemplu. Luați două numere consecutive, le mulțim și vedem dacă se împarte la 2. Exemplu. Dați-mi un exemplu. Vedem dacă ne e mare să locul. Fie ultima cifră... Nu, două numere consecutive. Unul după altul. Oricare două consecutive. 22 plus 22. Ori 22. Înmulțit. Adică să fie așa mare. Ia și tu așa, un mai mic. De o singură cifră. 7 ori 8. 56. 56 împarte la 2? Păi, cifră e 6. Așa. Alt exemplu. Deci să luăm. Exemplu a fost 7 ori 8 este egal cu 56 și asta se împarte la 2. E adevărat. Un alt exemplu. Da? Se parte la 2 pentru că se vede foarte bine. Dă da. 28 parcă, da, nu? Da. N-are rest. Împărțirea este exactă. E corect. Alte două numere mulțite. 2 ori 3. 2 ori 3 egal cu 6 care se divide la 2. Și face 3. Bun și ăsta. Alt exemplu. Adevărat. 3 și 4. 34. Trebuie să fie un număr impar și un număr impar. N-ai ce face. Unul e impar și altul impar dacă sunt două numere consecutive. Unul e impar și altul impar. Și dacă unul e impar și altul impar, sigur că se împarte la 2, pentru că este 2 înglobat într-unul din factori. Da. Uite, că 2 este înglobat în 8. Și din cauza asta rezultatul 56 se împarte la 2. Și 2 ori 3 sigur se împarte la 2. Deci de ce se împarte? Iată, ai zis 3 ori 4, nu? 3 ori 4 face 12 și se împarte la 2. Da? De. Pentru că 2-ul ăsta la care cere să se împartă se află încorporat. Este deja un divizor a unui din factori. A unui din factori. Observația noastră e corectă, dar cum îi spunem noi în general, că Gică Contra e aici prezent, și Gică Contra spune, dar dacă știu eu dacă toate la tați se întâmplă așa? Ați înțeles ce mă întreabă? Da. Și nu ne puteam. Păi atunci luăm fiecare cifră și o mulțim cu... Puteți să luăm fiecare cifră cu... Trebuie să găsim o idee deșteaptă. În general. Adică trebuie să luăm în general, nu în particular. Că noi ce am luat în particular am luat aici. Da? Deci... În general, trebuie să zicem. Dacă am să iau așa... Să spui că mă gândesc. Da? Te las.
Gata. Dar nu știu dacă e bună. Nu are importanță, e important. Dacă ar fi să luăm doar de o singură cifră, am face 1 ori 2, 2, 2 ori 3, 6, adică prima cifră care va fi 1, o mulțim cu 2, apoi 2 îl mulțim cu 3, 3 îl mulțim cu 4, am înțeles. Da, da, tu în ce beleamă bași tu acum? Nu, dar mă refer că dacă ar fi până la cifra 9, nu... Și 9 ori 10, și 9 ori 10. Da, și... 9 ori 10, aparte, și 9 ori 10 ori 11. Da, dar mă refer cu doar cu o cifră. Da, da, asta el spune produsul a oricăror două numere consecutive. Poate să fie foarte mare. Totdeauna, produsul a două numere consecutive se împarte la... Sunt multe exemple de dat. Dar noi trebuie să demonstrăm că acesta este un adevăr, nu luând un caz particular, că un caz particular, prin luându-le concret, așa nu îi puizăm problema. Nu, atunci de... Atunci eu te spun așa. Ce părere aveți? Numărul următor. 786 ori 943 se divide, întreb și eu. Oare după ce mulțim se divide rezultatul ăsta la cine? La 2? Se împarte exact la 2? Se divide la 2? 786 ori 943 se divide la 2? Ce părere aveți voi? Fără să faceți împărțirea. Da. De ce motiv? Pentru că ultimele două cifre, 6 ori 3, fac 18 și se împarte la 2. Sau o justificare mai corectă este că 2 este incorporat în unul din factori. Da. În primul, da. Nu? Fiindcă unul din factori se împarte la 2. 786 se împarte la 2. Deci, e adevărat. Și scrieți de ce. În paranteză. Deoarece 786 se divide la 2. Unul din ei, adică, se împarte exact la 2. Dar dacă dau cu ăsta, ce părere aveți? 843 ori 975 se divide la 2? Nu. Din ce motiv? Pentru că în primul se încorporează, dar în al doilea... În primul nu se încorporează? Da. Ba da. De ce? Are 84. Nu e adevărat, trebuie să fie ultima cifră, pare. Deci ultima cifră trebuie să fie 0, 2, 4, 6 sau 8. Credeam că... Nu în componență, ci să se... Da. Un număr se împarte la... Atenție, un număr se divide la 2 când ultima cifră este 0, 2, 4. Deci scrie criteriul de divizibilitate. Da. Criteriul, să ne amintim ăsta. Criteriul de divizibilitate la 2. Deci criteriul de divizibilitate la 2. Criteriul de divizibilitate la 2. Și anume, un număr se împarte la 2 dacă și numai dacă ultima cifră este 0, 2, 4, 6 și 8. Dacă ultima cifră vine 0, 2, 4, 6 și 8, se împarte exact la 2. Nici nu discutăm. Ne certăm cu oricine. Atunci niciuna este pară. Deci niciuna nu este pară, 2, nu se, adică niciunul nu se împarte la 2. Pe total, dacă mulțim, nu se va împărți la 2. Deci, una din observații este asta. Ca un produs de două numere, două sau mai multe numere, să împartă la 2, trebuie ca măcar unul din ei, unul din numerele acelea, să se împarte exact la 2. Și cum aici nu se întâmplă asta, spunem. Fals. Deci nu se divide la 2. Na, vedeți că să încercăm acasă să mulțim numerele acelea și ne punem problema să împărțim la 2 și vedem că rămâne cu rest. Restul va fi 1. Da? Că dacă împărțim la 2, restul nu poate să fie mai mare decât 2. Da. Restul e mai mic decât 2, 0 sau 1. 0 când se împarte exact și 1 când nu se împarte. Și în cazul ăsta nu se împarte. Bun. Ne întoarcem la programul nostru, n-am făcut-o. Da. E,
Hai să luăm două numere consecutive, oricare, din nou. Faptul că primim două numere consecutive, unul este impar, nu-l prinde pe 2, celălalt îl prinde pe 2. Deci fiind consecutive, unul e par și altul e impar. Și dacă unul e par, îl are pe 2, încorporat. Și atunci, conform observației de mai înainte, n-ar că s-ar împărți la 2, dar s-o face și mai deșteaptă. O, un raționament mai clar. Numerele ar fi 2, 12, 22, 32. De ce le-ai așa, 2, 12? Pentru că are 2. Bine, pot fi numerele cât de mari. Deci, uite, 79 ori 80, următorul. 79 ori 80. Se divide la 2, pentru că unul din ei, iată ăsta, se divide la 2. Deci unul din ei era incorporat pe 2. Știți voi cam care e forma numerelor pare? Care e forma termenilor general la numere pare? 2 ori K plus 1. 2 ori K plus 1 la impare. 2 ori K plus 1. Pare, 2 ori K. Și la cele 2 ori K plus 1, da? Deci, să zicem, numerele pare sunt de forma 2K. Iar numerele impare sunt de forma B egal cu 2 ori K plus 1. Nu, tot K. 2 L plus 1, ca să nu fie așa. 2 L plus 1. Deci luăm cele două numere. Unul par și altul impar. Că așa sunt consecutivele. Unul impar și altul impar. În cazul nostru fiind consecutive, zicem 2K și altul 2K plus 1. Deci, N ori N plus 1, adică consecutive, ori N, ori N plus 1, înseamnă 2K ori 2N plus 1, sau zicem 2K plus 1, că sunt consecutive, adică după 2K, cine vine? 2K plus 1. K în baza zi. O secundă, dar 2K nu cumva la pe 2 încorporat? Ba da. Fiindcă ăsta se divide la 2, așa, ca rezultat putem zice că este 2 ori K ori 2K plus 1. Și ăsta mutăm cu un S, K pe lângă 2K plus 1, mutăm cu un S, și cam mai departe cu 2 S, care se divide la 2. Totdeauna numerele pare să împar la 2. Și să poate fi... Să poate fi orice număr. 3, 4, orice număr. 100, 10, 1000, n-are importanță. Da. Important este că e 2 ori S. Da? Și 2 ori S este forma numerelor care? Numerelor pare. Totdeauna numerele pare să împar la 2. E 2 ori ceva. Când se află 2 încorporat, e clar că se împarte la 2. Deci, răspunsul corect care este? Cele două numere consecutive, N ori N plus 1, sunt 2K și cealaltă 2K plus 1. Și la mulțire face 2 ori K pe lângă 2K plus 1, pentru că putem grupa echipajul ăsta. Rămâne 2 deoparte și toate astea nu trebuie să și 2 S se împarte la 2. Deci asta ar fi demonstrația riguroasă. Cea pe încercări ne-a întărit că așa va fi. Dar nu era o argumentație riguroasă, nu puteam spune, pe cuvântul meu că e bine așa. Da? Deci abia când am luat în general, ce înseamnă în general? N-am luat niște numere particulare, ci în general 2K și respectiv 2K plus 1. Și la produs este un multiplu de 2. Am demonstrat asta, mergem mai departe. Punctul 10. Să vedem. Fie ABC 3 numere naturale. Dacă x egal cu 35 ori A. Deci fie A, B, C, numere naturale. Dacă x egal cu 35 ori A plus 63 ori B. Atunci arătați că x se divide la 7.
Deci dacă nu e de forma asta 35 ore plus 63 ori P, să rezulte că X se divide la 7. Măi, Ștefania, ca să împartă la 7, ai putea să-mi dai exemplu de numere care se împart la 7? Ce numere? Exemplu de numere care se împart la 7. Păi, 7. 7. 14. Cu curaj. Da. 21. 21, 20. Și 8. Și 8. Deci multiplu de 7. Da, multiplu de 7. Deci X se divide la 7 dacă și numai dacă X va fi scris de tipul 7 ori un K. Da. 7 ori K, 7 ori ceva. Adică, deci X se divide la 7 dacă și numai dacă X se scrie 7 ori K. K. Multiplu de 7. Pentru chestia asta ar trebui și noi acum să ne apucăm de lucru aici, să iasă 7 oriceva din X-ul ăsta. Și începem. X egal cu? X egal cu? Egal cu 3. În loc de 35, cât să zic eu acolo? 45. 35. 49. De ce e 49? 35. Cât ori cât fac 35? 7 ori 5. De 7 ori 5 ori A. Plus, în loc de 63, 97. Deci plus 7 ori 9 ori B. Și egal mai departe cu? Și acum avem factor comun. Perfect, 7. Și egal cu 7. Egal cu 7. Pe lângă 5A plus 9B. Și ăsta să înlătăm noi cu un K. 5A plus 9B egal cu un K. Și atunci voi putea spune că am mai departe cu 7 ori K. Fuh, am reușit! Deci X-ul trebuia să fie 7 ori ceva. Da. Și adevărat. Le luăm Neo Cristina. Da, am înțeles. Da? Bun. Deci, ca X-ul să se divide la 7, trebuie să fie reușit, după ce lucrăm asupra lui, să scriem ca 7 ori ceva. Da. Și am umblat la 35, care ardea încorporat pe 7. Da. 63, el ardea încorporat pe 7. Scriindu-le așa, am dat pe 7 factori comuni, știm asta, și dacă e 7, am notat cu K toată paranteza, și atunci e clar că se divide la 7. Altul? Punctul 11. Da. Acum, arătați că numărul A arătați este egal cu... Aveți de lucru. Că A egal cu... 1 la 2013. 2013 plus 2 la 2013, da. Plus 3 la 2013, da. Plus 4 la 2013, este divizor, este divizibil cu 2. Deci arătăm că numărul ăsta tot se divide la 2. Și pe 2. E grea asta? Hai că ne descurcăm! Puțin. Hai mă, dar nu avem atâta experiență. Ce zici, ne descurcăm, Cristina? Ștefania? Da. Am descurcat așa altă dată, vă spune și mai grea. Da. Deci lucrăm, plecăm cu X-ul ăsta, cu A ăsta, A egal cu. 1 la orice putere? Cât este 1 la orice putere? 1. A. Aceeași. 1 la 1, la 2, la 1. 1. Deci egal cu 1. Plus. 2 la 2013. 2. Dă un număr imens. 2. Nu mă pune să-l fac. Da, nu facem. Așa. Exemplu 2 la 2013 plus 1. De ce plus 1? De mă gândeam că 1 la 2012 plus 2 la 1. Nu, hai să tem 2 la 2. Uite, noi dacă găsim ultima cifră a acestui număr, dacă găsim ultima cifră și dacă avem baftă să fie număr par, înseamnă că se parte la... la... Și sigur se parte. Da? Deci atenție, dacă vom găsi ultima cifră a lui în totalitate calculat, deci dacă găsim ultima cifră, și cât este ultima cifră? Cât trebuia să fie? 0, 2, 4, 6 și 8? Atunci se parte la 2. Da, dar nu putem să adunăm, de exemplu, 2 cu 1 și cu 3.
2, cu 1 și cu 3. Nu e mulțire. Dar la mulțire, dar la mulțire puteam zice totul la puterea 2013, așa? La adunare nu avem voie. Păi eu mă gândeam... Da, nu, sos la putere. Adică cum să adunăm? Tot la mulțire. Numai când au aceeași bază. Să amintești că noi aveam așa, 2 la puterea 2013 ori 2 la puterea 7 este egal cu 2 la puterea, copiem baza și adunăm exponenții. La înmulțire. Da? La înmulțirea două puteri cu aceeași bază. Hai să amintim proprietățile. Deci cum se mulțesc două puteri cu aceeași bază? Copiem baza și adunăm exponenții. 2013 plus 7, da? Facem 2 la puterea 2013, 2020, parcă, da? Da. Ei, la împărțire, cum se fac? Copiem baza, scădem exponenții, ne amintim, ridicau puteri la alte putere. Am făcut aceste greșiții. Dar acum, insist. Cu 1 la orice putere face 1. Nu mai încate discuții. 2 la puterea asta trebuie făcut. Dar vă spuneam să nu-mi cere să fac 2 la puterea asta. E prea mult. Nu, dă un număr imposibil de scris. Da. Imens. Imposibil de scris. E imposibil de scris de noi acum. A. Atâtea da. Cifre ar avea. Este imens, imens, imens. De aceea... Dar dumneavoastră ați ști cât face? Nu. Nu, nu, nici cum, nici nu vreau să... Doar am să aflu ultima cifră. Da, mi-amintesc că zici ceva, dar nu... Deci cum faci ultima cifră. Da. Hai să ne amintim ciclul acela cu 2 la 1, 2 la 2, 2 la 3, da? Da? Hai să ne amintim. 2 la 1 egal cu... Din 4 sau 2 pași. Era din nu știu câți pași, din... se repeta, din 4 2. În 4. Da, din 4 în 4. Parcă așa era, da? Și din 2 în 2. Deci 2 la 1, ultima cifră e 2. 2 la a doua, ultima cifră e 4, că e doar o singură cifră. 2 la a treia, cât este? 8. 2 la a patra este? 16. 6. Da, 6 ne interesează. 2 la a cincea este 32, da? 32, dar noi 2 o remarcăm. 2 la a șaptea este? 2 la 6, da, așa. 2 la 6, 64. 64, da, pe 4, pe noi noi remarcăm. 2 la a 7 face 128. Deci ultima cifră de acum. Păi da, și dacă 128, 8-ul. 2 la 8, hai să zicem și pe 2 la 8 face 2 la 8. 8 ori 2, 16. Deci este un număr lung și 6 îl punem aici. Nu chiar lung, ar putea să facem. 256 va face. Dar e important 6. 2 la 9 cât va veni? 2 la 9, ultima cifră va fi 6 ori 2, 12. Deci se repete. Iată. 2, 4, 8, 6. Iar 2, 4, 8, 6. Iar 2, 4, 8, 6. Deci este de o lungime de 4 pași. Da. Da? De o lungime, nu? De 4 pași. Foarte tare. Când zic la 2 la puterea 4 și la 8, 2 la 4 și 2 la 8, ultima cifră este 6. Deci 2 la puterea a 4, 8, 12, la multipli de 4. 2 la puterea 4K, vom scrie 2 la puterea 4K, adică la multipli de 4, da. Adică 2 la 4, 2 la 8, 2 la 12, da. 2 la, da? 2 la 4K va face ultima cifră, cât este ultima cifră? Un număr lung? Un număr lung. Ultima cifră? La 2 la 4, adică când caui 1, 2 la 4, când caui 2, 2 la 8, caui 3, 2 la 12. Ultima cifră este 6. Deci este 6. Un număr lung, ultima cifră 6. 2 la 4K plus 1. O să fie ultima cifră 2. 2, foarte bine. Da? Ca următorul. Următorul ar veni. Deci vine ultimul număr lung, ultima cifră 2. Și după 2 la 4K. 4K plus 2. Va veni ultima cifră 4. Ultima cifră 4.
2 la 4 K plus 3. Va fi un număr lung care ultima cifră va fi 8. Va fi 8. Și dacă atâta, atâta mă interesează. Da? Iată, după ce am pus la punct chestia asta, înseamnă că noi trebuie să vedem 2013 cum facem. Să vedem dacă se scrie ca fiind 4K, 4K plus 1, 4K plus 2, 4K plus 3. Da. De ce împărțim la 4? Da, da. Ia să împărțim pe 2000, cât azi, 2013, îl împărțim la 4. Și cum știți să facem împărțirea? 4 în 20 de 5 ori, 5 ori 4, 20. Da. Coborâm pe 1. 4 în 1 merge de 0 ori. 13. 4 în 13 de 3 ori. 3 ori 4, 12. Restul este 1. Cum se scrie 2013? Zice așa. Nu, nu. 2013 tu e împărțitorul, oricâtul, plus restul. Deci 2013. 2013 egal cu 4 ori 503, da, plus 1. Plus 1. Așa se scrie 2013. 5 ori 3 nu face 15. Unde am găsit? Unde am găsit? Da, 5 ori 3, 15. 5 ori 3, care 5 ori 3? Aaa, da. 5 ori 4, 20. Da. Coborâm 1, merge de 0 ori, da. Coborâm pe 3, merge 3 ori 4, 12. Ah, eu am împărțit la 5. La 5? La 4? Da. Că la 4 vrem noi, multiplul de 4. Da? Deci 2013 cum scrii? 4 la puterea 503 plus 1. Și atunci rezultă că 2 la puterea, rezultă că 2 la puterea 2013 este egal, 2 la puterea 2013 este egal cu 2 la puterea 4 ori 503 plus 1. Că pe 2013 l-am spus 4 ori 503 plus 1. Și atunci va fi un număr lung, ultima cifră câte? Acum vreau să văd. Va fi un număr lung, ultima cifră cât? Când se termină cu 1, 2. Da? Când se termină cu 1, 2. Deci este egal cu 2 ultima cifră. Și la toate va da un număr par. Și nu știu, nu știu. Trebuie să la 3 să mă ocup. Trebuie să mă ocup și la 3. Da. Și la 4. 3 și 4. Deci avem muncă de făcut aici. Așa că pornim, doar așa putem să spunem că până în clipa de față aș spune că numărul A este egal la cu... Da, imediat mă duc. Deci, păi acum scriem 1 plus așa. 2, adică puncte, puncte 2. Perfect! Puncte, puncte 2, că ultima puncte cifră interesează. Plus. Plus un 5 pentru 3, da? Da, nu poate fi, de exemplu, 4 următorul? Nu știu la 3, că n-am umblat la 3. 3 are altă, poate altă perenicitate, altă... Poate să dea 8 sau... Altă 2. Cifră, altă cifră. Ia să vedem, hai să studiem. Dați-i drumul la lucru. Hai la 3, repede. Hai, hai, repede. Cu 3. 3 la 1. Începem așa, hai găsi. Da, 3 la 1. 3 la 1. Cât? Cât 3 va fi? 3 la 2. Deci 3 la 1. 3. 3. 3. 3 la 2. 9. 3 la 3. 27. 27. 27. De 7 spuneam. 3 la 4. Adică mulțim de 27 cu 3. 81, adică 1, 81 și subliniem pe 1, 3 la 5, adică pe 81 înmulțim cu 3. 3 ori 1, 3. 3 ori 24. 243, subliniem pe 3. Și de acum se repetă. Da? 3, la următorul, 2 la... 2, 2, 3 la cât? 3 la 6 va fi egal cu număr, cu ultima cifră 9. 3 la a 7 va fi un număr în care ultima cifră va fi 7, așa? 3 la 8 va fi un număr în care cifra, ultima cifră va fi 1. Deci la a 4, la a 8, adică la multipli de 4, ultima cifră este 1.
să scriem și noi. 3 la puterea 4K egal cu un număr lung în care ultima cifră este 1. Apoi, 3 la 4K plus 1 va fi un număr lung în care ultima cifră este 9. Da? Da. Nu-i bine? Nu-i. Am greșit. E 3. 3, așa. Așa, Ștefania. Dă-mi peste mână. Păi sigur că îți scriu prostii și ne iese și tu greșit. Da. Da? 3 la 4K. 3 la 4K plus 2. Da. Este un număr lung în care ultima cifră este? 9. 9, corect. 3 la 4K plus 3. Un număr lung care are la sfârșit 7. 7, perfect. Ei, și acum, cum noi știm cum se scrie, vrem să găsim pe 3 la câta? 3 la ce putere? 2013. 3 la puterea 2013. Și acum 2013 îl împărțim la 4. Tot o lungime de 4, dar l-am împărțit de așa, că nu mai pierdem timpul. A, da. Deci egal cu 3 la puterea, cât era acolo, 500, nu știu cât, 4 ori? 503. 4 ori 503. Cât tot una este? Da. 4 ori 503 plus 1. 4 ori 503 plus 1. Hai, urmărește că se zice frumos, da? Ești atentă să nu cumva să scapi. Sunt. Da? 4 la 4 ori 503 plus 1. Și care îi cât ultima cifră acum? Păi... Când e plus 1? Când e plus 1? 3. Ultima cifră este 3. 3. Deci egal cu puncte, puncte. Așa, egal cu un număr lung cu ultima cifră 3. 3. Așadar, Ștefania, mă duc aici, vă spune că este loc de 3 la puterea 2013, vă spun un număr lung, ultima cifră 3. Și plus? Nu mai, dar le adunăm unitățile. Ca să vedem finalul. Da, da? Și acum la 4. Plus la 4. Acum 4 la 1. Așa. 4. Ia să vedem, 4 la 1. Facem exact același lucru. Da. Deci 4 la 1. 4. 4 la a doua este 16. 4 la a treia 16 ori. Ori 4. 4 ori 6, 24. 4 și 2. 4 la 4, 64. 4. 4 la a patra este iarăși 4 ori 6, 24. 4 ori 4, 16. Ei, de lungime 2. Da. Da? Se vede că se repete după 2 pași. Da. Și 4 sau 6? 4 sau 6? Da, și acum... Dacă e de lungime 2, va trebui să împărțim la 2. Da. Da? Deci pe 2013 îl împărțim la 2. 2013 îl împărțim la 2. Și ne vine 2 în 2 odată. Nimic, coborâm pe 0, îl ducem aici, coborâm pe 1, iar merge de 0 ori, și pe 3, 2 în 13 merge de 6 ori, 6 ori 2, 12, și restul 1. Așadar, pe 2013. 2 ori 1006 plus 1. 2 ori 1006 plus 1. Corect. Și... acum 4 la puterea 2013 este egal cu 4 la puterea 2 ori 1006 plus 1 și trebuia să scriem cât este 4 la 1 parcă e 4 iar 4 la 2 este 6. Deci când se termină cu 1 este 4. Da? Deci vine un număr lung, 4. Așadar, vă spun, plus un număr lung și 4 la sfârșit. Și acum adunăm ultimii cifre, ultima cifră. 1 și cu 2, 3 și cu 3, 6, 4, 10. Deci va fi un număr lung cu 0 la sfârșit. Deci se împarte. Deci se împarte la 2. Gata, am făcut exercițiu. Foarte frumos. Aici autorul a vrut să-mi verifice dacă mai știm să facem exerciții cu ultima cifră. Da. Deci el a vrut să vadă. Știți că se împarte un număr la 2? Când ultima cifră este 0, 2, 4, 6 sau 8. Da.
Și știți voi să aflați 2 la putere, 3 la putere și 4 la putere? Adică știți ultima cifră la ele? Ca în final să adunați ultima cifră și iată, ultima cifră ne dirigează. Bun. Așa, atât. Atât? Da. Am scăpat ușor, mă. Da. Uite, să mă duc să oprești camera, ca să pornesc. Adică și să începem lecția lui Cristina cu mulțimi. Da. Da? Așa.